Școala Magnum Dance Reșița reia cursurile de dans și organizează clase noi de cursanți, atât pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani, cât și pentru adulți dansatori. La noi la școală, cursurile de dans pentru copiii mici îmbină disciplina, învățarea și dezvoltarea fiecăruia cu multă distracție și veselie. De asemenea, copiii mai mari învață ce înseamnă munca, pasiunea și rezultatele pe care ni le aduc acestea. Nici adulții nu se lasă mai prejos, ei dansează săptămânal și învață să se deconecteze de viața cotidiană și să se relaxeze. Școala Magnum Dance, deja cunoscută în cele trei orașe unde își desfășoară activitatea, Reșița, Caransebeș și Oțelul Roșu, organizează cursuri de dansuri pentru copii, mici și mari, dansuri distractive, de societate, dans sportiv și de performanță. În gama de dansuri pentru adulți, fie pentru ladies, fie pentru perechi, se regăsesc dansuri de societate, cum ar fi vals, tango, blues, disco fox, cha-cha, samba, rumba, bachata, salsa, kizomba, dar și folclor de diferite naționalități, coreografii pentru dansul mirilor, cam tot ce trebuie să știi ca să dansezi la un party reușit, la o nuntă, majorat sau la un revelion. Luna septembrie ne aduce pe toți la școală, în sălile Magnum Dance. Pentru înscrieri, contactați-ne la numărul de telefon 0745 210-421 sau urmăriți Magnum Dance Reșița pe rețelele de socializare. Ne găsiți în Caransebeș, Reșița și Oțelul Roșu. Dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit din nou pe ziua de astăzi în cadrul emisiunii Oameni și Fapte. Campania electorală continuă pentru alegerile locale din 9 iunie. Îl avem invitat, iată, într-un timp scurt, a treia oară, vă spunem bună seara, domnule Arin Ispas. Sunteți candidat la primăria municipiului Caransebeș din partea Alianței Dreapta Unită. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit. A treia emisiune, într-adevăr. Haideți să vedem ce iese. Să vedem ce iese. Da. Vă văd așa un pic obosit în cartiere, zi de zi. Păi, ați bătut Caransebeșul la pas, echipa lângă dumneavoastră. Mi-a spus mai devreme, înainte să intrăm în emisiune, că echipa s-a dus mai departe și ați făcut un popas la noi în emisiune, că așa, e, așa este normal, contractul este semnat și vă respectați ca un om de principiu ce sunteți aceste îndatoriri. Sigur, am venit de la bântuit electoratul, într-adevăr, astăzi am avut zona romanilor, ne-am plimbat, am mai întâlnit oameni. Din păcate, am mai spus și repet, lumea este atât de plictisită de minciuni electorale încât sunt sceptici. Cum ați putea să-i atrageți dumneavoastră pe cei care cumva au reușit să se detașeze, noi cel puțin, dar și în spațiul public la ora asta de vreo lună încoace, sunt tot felul de invitați, tot felul de emisiuni, la tot felul de redacții de știri și de TV. Noi v-am avut în emisiune deja de două ori, asta e a treia oară, și ați văzut și dumneavoastră și ceilalți invitați la noi în emisiune sau majoritatea dintre ei. Cum puteți să atrageți electoratul ca să vă voteze pe dumneavoastră? Prima întrebare și a doua întrebare vreau să și vă aduc la cunoștință. Nu știu dacă v-ați uitat ieri la emisiune, domnul Dumitru Rujan a zis că nu știe dacă îndepliniți acel prag, fiind noastră alianță, fiind într-o alianță, pragul de 8%, ca să puteți să fiți în Consiliul Local în următorii 4 ani cu 2 consilieri locali. Haideți să le luăm pe rând. Bună întrebările. Haideți să le luăm pe rând. Ca să mai poți atrage în momentul de față, după 2 săptămâni de mers pur și simplu din poartă în poartă, din trecător în trecător, oamenii de pe stradă, eu spun că ne-am îndeplinit misiunea până în momentul de față. Ce putem să facem? Să mai punem prin cutiile poștale la cei care
poate că nu s-au interesat. Au trecut totuși 2 săptămâni, alții au făcut pre-campanie cu încă 2 săptămâni, dacă nu 3 înainte. Alții au fost în funcție, deci dumneavoastră ați plecat din start cu un handicap. Păi am plecat cu handicapul pentru că de când... Haideți să termin cu alegătorii. Deci alegătorii, eu spun că mai de față și-au făcut o imagine de ansamblu. Eu cred că deja s-au hotărât, mai sunt poate oi nehotărâți să spun hai să văd ce se mai poate întâmpla. Au început să audă tot mai mulți de Arini Spas, ca dovadă și răspund acum a fostului coleg Dumitru Rujan, care de când am început campania electorală tot spune, domnule, retrage-te, lasă-mă pe mine să candidez. Chiar m-am întâlnit cu Damian. Colegi, foști colegi de partid, liberale amândoi. Da, mă rog. Zicea în glumă sau în serios? Nu, retrage-te. Și colegii consilieri pe care am întâlnit și știau că sunt cu mine în echipă, același lucru au sugerat să mă retrag și să las pe el că îl încurcă, datorită mie nu ajunge el primar. Nu datorită mie, datorită lui nu ajunge el primar dacă e. Până la urmă, lumea poate să aleagă pe cine dorește. Sau din cauza. Dacă o luăm așa, din cauza lui sau datorită lui. Da, las pe el, e un pic așa mai emotiv, mai plângăreț, așa pot să-i spun, plângăreț, se tot agită, tot. Domnul Damian, m-am întâlnit cu el, am plecat practic din același punct în campanie acum. De la Fântâna și Părculețul Mic din fața Luce de Loga, da. Fiecare, domnule, unde te duci, unde te duci, ca și cu Bebe Pasăre. Domnule, tu unde mergi? Pe aici, noi mergem pe dincolo. Ok. Și zice Damian, păi ce faci? Și plec și eu, îmi pleci și tu. Păi da, m-am întâlnit ieri cu Rujan și spunea că te retragi, că nu mai faci nimic. Zic, nu știu ce zice domnul Rujan, dar... Nu mă retrag. Deci poate că și-au dorit să mă retrag. Dar de ce credeți că spune asta? Se teme de dumneavoastră sau se teme că îi rupeți volturile Partidului Național Liberal? Păi eu știu de ce se teme, de ce nu se teme, dar așa a intrat într-o buclă temporară această discuție inutilă, pentru că nu mă retrag. Deci inițial a spus, domnule, nu-ți mai pune dosarul, haide, vino, fă alianță cu mine, nu pot să fac alianță, n-am cum să mai fac alianță. Deci am fost acolo, m-am plecat, ok, sunt dincoace, îmi văd de treaba mea în organizație, în alianță, suntem 3 partide, să nu uităm. Dacă luăm așa analitic, sunt 2 consilieri USR și 1 consilier PMP, numai cele 2 partide aliate fără Forța Dreptei au peste 10% procent. Să declari în jumătatea campaniei că Dreapta Unită nu face pragul electoral, asta e așa, o gogoriță electorală de genul, domne, îndreptați-vă atenția către mine, nu vă uitați către ei, ei nu există. Deci asta e deturnarea electoratului. Da, și asta e o tehnică. Fiecare încearcă să-și optimizeze mai elegant sau mai puțin elegant campania. V-a deranjat această declarație? Vă încurcă? Credeți că oamenii au pus, au ascultat, au pus urechea deci, la ceea ce spune? Cel puțin poate să mă amuze declarațiile domnului. Bun, către final a revenit și spunea că ar fi de preferat să facă o alianță. Adică, haide să... Da, ieri în emisiune așa a spus. Aș să se hotărască. Să se hotărască. Facem pragul sau nu facem pragul? Azi a spus că el nu crede că face pragul, deși și-ar dori, pentru că dacă dumneavoastră ați fi în consiliu, ar putea face o alianță de dreapta în Consiliul Local, exact, dacă dumnealui iasă da. Primar. Și marmota învelea ciocolată în munții din Alpii austrieci, cam așa ca în reclamă. Deci asta e o aioreală. Tot spun că au tot fel de sondaje. Nu poți să faci sondaje în timpul campaniei electorale. Sunt eronate cap-coadă. Adică noi am plecat de la 14-15% și să nu zic că nu e adevărat, că este adevărul, și am ajuns sub pragul electoral, adică undeva, eu știu cum zice, sub 8%, că suntem alianță. Deci noi nu am crescut, noi am mers în jos, tot timpul în jos. E aireală, da. Nu știu cine l-a învățat sau poate vine de la el cetire. Eu îi recomand domnului Rujan să mai facă un contract cu televiziunea, adică cu voi sau cu altcineva, și să facă rost de spațiu de emisie și să trimită consilieri acolo. Pentru că eu cred că alegătorii din Caransebeș vor să audă ce a de spus viitorul primar și candidat la primărie, domnul Rujan. Nu, eu știu dacă în două emisiuni a avut până acum, nu? Da. Nu știu dacă a acumulat 15 minute de vorbire, efectiv.
chiar o să de curiozitate, dar nu știu dacă merită să-mi pierd timpul, nu știu, are 15 minute în două emisiuni cumulate. Nalui a zis că este singurul candidat care dorește să-și prezinte consilierii locali, să deosebire de ceilalți candidați care vin să se laude doar pe ei. Deci, eu cred că oamenii din Canal Sebeș, cetățenii, sunt foarte curioși pe cine investesc la funcția de primar și e bine, într-adevăr, și eu, uite, pot să anunț de pe acum, în emisiunea de data viitoare de marți, o să vin și eu cu domnul inginer Dumitru Gabriel, care este mâna mea dreaptă și pot să spun că în momentul când voi ajunge să fiu primar investit, asta înseamnă că am câștigat alegerile, o să-i propun domnului Dumitru Gabriel ori viceprimar, bineînțeles dacă o să reușesc, și asta e o glumă. Deci n-ai de unde să promiți decât că te voi propune să fii viceprimar. N-ai de unde să știi ce intră, ce consilieri și de la ce partide vor fi în campanie, adică vor reuși să intre în Consiliul Local, ca să poți să ai o negociere și să fii sigur că propunerea făcută de tine, din opțiunile tale, vor... Trebuie să ai majoritate. Da, bineînțeles, ca să creezi majoritatea de pe acum, numai dacă ești baba Omidea sau, eu știu, clar văzătoare. Nu, n-ai de unde. Dar city manager, da. Deci, city manager, da. Și de ce vin cu domnul Dumitru Gabriel? Pentru că noi... Tot timpul am spus că mi-am invitat colegii este de Breaznă. Este din Alianță sau chiar din partidul dumneavoastră, domnul Dabescu? Este secretarul Partidului Forța Dreptei, este bunul meu prieten și colaborator inginer de instalații, da? Da. Cu dânsul lucrez pe partea de proiectare de instalații de când am deschis firma, sunt 26 de ani de colaborare, mi-a fost coleg de facultate. Bineînțeles, noi fiind secții diferite, eu la construcții civile, dânsul la instalații. Deci avem o prietenie veche și, ca dovadă, a venit alături de mine necondiționat. El nu a cerut nimica și eu am talentul de a nu promite nimica, pentru că a promite ceva înseamnă că trebuie să te ții de cuvânt. Una e să sugerezi că s-ar putea întâmpla, una e să promiți. Acum, în campania electorală, am observat că majoritatea promit campionii Dumitru Jean, că el promite la toată lumea. Nu știu dacă există atâtea funcții pe cât s-au promis în această campanie. Dar, na, mă rog, nu facem pragul, na, să fie bucuros. Deci, dacă nu facem pragul, atunci de ce trebuie să mă retrag? Eu n-am voturile în frigider undeva, să le scot din frigider, n-am poftit, domnul candidat. E clar că v-a deranjat această afirmație a domnului Rujan. Păi, e clar că în același timp sunteți fer convins că este o tactică de campanie. Bineînțeles. Pentru că se joacă. Eu mă așteptam totuși campania să fie mai dureroasă, mai sângeroasă. Noi eram pregătiți, știți cum, uite, ne suflecam mânecile, să scoatem cuțitele, să se ascută cuțitele, să vină candidații aici să moară pe vorba aceea, pe terenul de luptă. N-a fost. Cum vi s-a părut campania asta? Că iată, mai e vreo săptămână și un pic. Cred că săptămâna viitoare se încheie. Campania electorală... La nivel de Caran Sebeș. După cum bine am spus până acum, campania electorală se pare că se duce în spatele ușilor închise, în care... Noi o să avem o emisiune. Știți foarte bine, v-am făcut invitația, vă întrerup. Săptămâna viitoare încercăm să facem o emisiune miercuri la ora 12. Ora nu e foarte potrivită. Poate putem să și scăm. Locația este Casa de Cultură, să fie o locație neutră, să nu fie nici primăria Caran Sebeș, pentru că domnul primar a zis, ne găzduiește, dar totuși administrație publică n-are ce să caute politicul acolo, într-o campanie electorală. Am fi vrut să fie aici în studioul nostru dezbaterea cu cei 6 candidați la primărie. Păi, nu știu cum să o facem să intre. Pot să întrerup un pic. Dacă ne uităm la candidatul Rujan, el tot timpul vine cu ariergarda după el. Am văzut că a început cu consilierii de pe ultimele locuri și începe așa un pic să avanseze, dar încă n-a ajuns la consilierii eligibili. Nu știu când îi mai prezintă. Doamna Mihaela Munteanu, mi se pare că este. Cred că singura care a început să vină să fie eligibilă, dar prima tură erau complet neeligibili și complet pe ultimele locuri, egal, deja când discutăm de la locul 15 încolo,
E clar că sunt cei care te susțin. Dar până la urmă e un punct bun, zic eu, pentru că nu vii doar ca să fii pe listă de consilier, vii ca să fii într-o echipă și să susții candidatul. Dar dacă ne uităm la consilieri județeni și m-am mai întâlnit în emisiuni, dânsii vin și se prezintă singuri, deci au luat spațiu de emisie, deci mi se pare normal. Ca și alegător stau și, cum se uită și în momentul de față la noi, stau și îl văd pe candidatul Arini Spas, în emisiune, ultima oară am stat 2 ore jumate, îl invit să vină să facă o emisiune de 2 ore jumate și el chiar, uite, te provoc. Ați spus că ați vrea să-l bateți pe primarul în funcție care a stat 2 ore. Sunt la egalitate, cam că și el tot 2 ore. Și a doua zi a zis, da. Trebuie să-l bat pe Felix, măcar l-am spus, dar pur și simplu ne-am lansat în dialog și nu ne-am dat seama. Am avut ce să vorbim, că de asta ne-am dat seama că a trecut timpul. Deci am avut ce să vorbim, e regulă. Atunci haideți să-l vedeți pe domnul Rujan singur. Haide, nu 2 ore jumate, că da, să zicem că nu-i e mult, da. Dar măcar 1 oră jumate singur să-l văd. Vreau și eu să văd pe candidatul Jean Dumitru într-o emisiune cu Cornelia Vlaicu singur. M-a supărat tare domnul Dumitru Rujan. Eu nu pot să-i propun decât să vină la emisiune. Cum își face campania, e problema dumneavoastră. Bine, cum își organizează campania, exact. Dar e o vorbă că dacă tăceai filozof rămâneai... Eu până acum mi-am văzut de campania mea, nu m-a interesat ce face dânsul neapărat, m-am uitat la emisiune. Puteți să-i adresați întrebarea, că și dumneavoastră a confirmat că vine la această dezbatere publică de miercuri, să vedem ora, dacă rămâne ora 12, colegii din presa județeană. Păi eu zic că intrăm aici, dacă au intrat 4, mai putem să băgăm 2, poate nici nu vin toți. Și eu zic că intrăm. Da, facem aici, o să rugăm pe Doru să extindă studioul. Păi eu, dacă nu, țin eu un candidat. Am vorbit cu colegii și din presă, o să fie frumos, pe regulament strict, contra cronometru, fiecare cu prezentare, întrebare. Și vă stau pe scenă, mă gândesc, altfel dacă nu stau pe scenă, nu e regulă, da. Pe scenă frumos și noi lângă dumneavoastră cu întrebări. Bine. Din partea jurnaliștilor, așa am gândit, o să vedem dacă achiesează toată lumea la treaba asta, dacă nu o facem aici în studio, că eu sunt deschisă la moderare. Haideți să vedem cine va da o confirmare. Confirmarea mi-a dat-o toți, în afară de domnul Bebe Pasăre. Confirmarea acum... e una să spun că vin și alta e în ceasul al 9-lea să dau un comunicat de presă că sunt ocupat și nu pot să vin și îmi cer scuze frumos. Asta e, scaunul rămâne liber cu un bilețel pe el. Deci rămâne liber scaunul, am înțeles. Sincer, am ceva treabă. Noi și echipa mea suntem toți cu firme private, cu deci afaceri. Ca să vă țineți... Da, noi, vorba lui sora mea, s-a uitat ieri la o altă emisiune, am fost invitat și după ce am terminat mi-a scris, se vede pe tine că deja ești foarte obosit, că eu te cunosc foarte bine. Și am spus, da... E normal. Ține-o pentru tine, nu mai da. Bine, sora mea locuiește la Timișoara în momentul de față și a zis, bă, ține-o pentru tine, nu trebuie să știe toată lumea, eu sunt fresh. Bine, acum a aflat toată lumea, că tot ne-a spus și nouă cu ocazia asta. V-ați revenit. Da. Păi, mai cădem, mai ne revenim, mai... Se ascult cuțite, mie îmi place treaba asta. Problema e clar, noi nu ne-am luat concediu medical sau concediu de odihnă, că am mai tranșat acest subiect. Lucrează, primarul lucrează, nu? Felix lucrează. Da, da. Primarul în funcție. Am fost la ședință, noi lucrăm, astăzi, ședință de consiliu. Am transmis live. Am ratat-o, deci nici nu mi-am dat seama că m-am ocupat cu totul și cu totul alte probleme am avut. Da, noi lucrăm de dimineața până la ora 16, lucrăm, de la 16 repede ne mai pregătim și la ora 17 ieșim pe teren să ne întâlnim cu potențiali alegători, cu cetățenii orașului, să ne facem cunoscuți, să ne întrebe dacă au ceva de întrebat. Care au fost întrebările cheie de acum, din ultima săptămână, că tot am dezbătut problema asta? Mai multe întrebări n-au fost neapărat, să spunem că au fost întrebări. Sau doleanțe sau probleme, cu ce se confruntă? Că de străzi, locuri de joacă și spații verzi deja cunosc... Păi bun, am și scris, nebunul din iarbă. Asta, da. Deci eu sunt nebunul din iarbă, deja sper să nu rămân cu că am auto nebunul din iarbă, pentru că tot timpul am ridicat problema și... Într-adevăr au descoperit că se poate cât de cât, nu pompieristic, să tundă iarba, să facă un program. Deci se poate. Am demonstrat că se poate și se pot face mult mai multe alte lucruri dacă știi să te organizezi. Și acum dacă vorbim așa direct pe strict probleme concrete, pentru că, exact cum v-am spus, nu că aș fi o sătulă,
că eu vă ascult pe toți și îmi face plăcere că de-aia v-am chemat. Dar sunt oameni la noi care o să spună, păi ce a zis Arin cu trotuare, parcări și străzi și spații verzi și tăiat iarba, mi-a mai zis și domnul Rujan. Ce a zis domnul Rujan, apropo, a zis și te întrerup. Da? Ce am observat? Am observat, de exemplu, la prima emisiune am declarat și la Express de Banat, emisiunea din pre-campanie, am venit cu niște declarații, idei de ale mele de a împărți și am zis că cer drept de autor. Așa, cine a preluat? Mă bucur că au preluat contracandidații domnul Damian și domnul Rujan, pentru că el declara că și dânsul și Damian declarau că ei împart Caransebeșul pe sectoare, o idee adusă de mine în emisiune și sper că ți-aduce aminte prima emisiune, când am spus că voi desemna angajați din primărie care să se ocupe în mod direct de sectorul din cartierul respectiv, de exemplu Pipirigu, ori în două, ori doi, sau dacă se ocupe, poate trei, că este mare, avem și zona de ACH. Adică să nu mai scrie lumea neapărat pe Facebook, îi pot să scrie, dar să se ocupe oamenii direct. Au preluat ideea și mă bucur. Uite, am venit cu ceva bun. Nu se știe cum vom câștiga, dar cel puțin au un lucru bun de la mine preluat, dar i-au schimbat un pic. Au zis, domne, nu, ca să nu fie chiar motamo, copiem, dar nu cu copii pe mai, mai elegant. Mai elegant. Și spuneau că ei o să implice consilierii locali. Hai să ne... Care consilierul local? Consilierul local nu este treaba lor să fie ei acolo paznici de cartier. Da, într-adevăr, consilierul local pot să se întâlnească cu cetățenii, ceea ce s-a întâmplat și până acum, s-a întâmplat dintotdeauna, și cetățenii să le aducă o nemulțumire la ureche, cum s-ar spune în ghilimele, și să poate să vină cu un proiect de lege sau să ridice problema la diverse în consiliul local, da. Sau să-l tragă de mânecă pe primar să facă lucrul care a promis. Dar ce trebuie să înțelegem, consilierii sunt de la mai multe partide. Dacă ne luăm, este PSD, PNL și AUR, nu? Tot așa să facem o glumă de ieri. Fiecare consilier are statutul lui, partidului, e greu să, ca și primar vorbesc, e greu să dai ordine la consilier, bă, tu te duci, te ocupi de aia altă. Nu-i vorba consilierii, nu-i treaba lor. Deci este un departament de primărie. Mă rog, eu au văzut așa, au zis, băi, cool, gata, au luat-o de la Rin și o băgăm... Deci treabă de executiv, nu de legislativ, până la urmă. Bineînțeles, și o băgăm ca să fie mai bine. O copiat prost. După aia, domnul Rujan, el copia aproape motamo, deși nu știu de unde are cunoștințe de construcții, din ce declaram cu Marea Năstrușnicie, cu Mulci Pipirigu pe stânga, cu închisul fantelor de pe cea. Zidul de protecție de la cea, magazin. Da, asta, a spus de când lumea și pământul am declarat. Deci îi rog să vină cu lucruri noi, sau cel puțin dacă tot mă citează, să spună, domne, am auzit pe contracandidatul Arin Spas și, domne, e de la el, dar am luat-o și noi că e bună. E mai corect așa să spună, nu să... Ce facem aici, copiem? Îmi aduc aminte că dumneavoastră, din ce am discutat noi, ați fost singurul care ați lăudat proiectele bune care sunt la ora actuală viabile la Primăria Municipiului Caransebeș, spre deosebire de alți contracandidați care au declarat că nu există proiecte la ora actuală. Spre deosebire de ceilalți contracandidați, totuși am capul pe umeri, am experiență și am dovedit că am experiență, pentru că e palpabilă, e verificabilă. De 26 de ani și sunt conștient că trebuie să continui ce este bun în primăria Caransebeș. Nu e totul rău. Deci eu nu contracandidez să-l schimb pe Felix că, domne, gata, e babau prin Caransebeș și trebuie să scăpăm de el. Nu. Dar contracandidez că trebuie să îmbunătățească anumite lucruri și am declarat și declar în continuare, nu este capabil să le organizeze. Deci atâta poate. Deci a dovedit în 8 ani de zile că domnul Felix Borcean atâta poate. Dar asta înseamnă că nu a făcut nimica. Deci domnul Felix Borcean, bun, are el episoadele, episodul 1, episodul 2, așa, ca un, ăsta, ca la Războiul Stelelor, face aia, e grozav. El trebuia să înceapă această campanie în fiecare an să o facă. Pentru că să devii credibil, trebuia să susțină tonusul din această campanie, că nu e rău acum tonusul primăriei, pentru că au și un pic de adrenalină în ei, că suntem noi ceilalți care venim și certăm.
Problema este că după ce se termină campania electorală și sunt saci în căruță, o să intre iar în letargia binecunoscută și eu, din primul rând, pentru acest lucru vreau să candidez, adică candidez și vreau să câștig primăria, să se schimbe acest lucru. Asta nu înseamnă că ce a făcut administrația până acum este total greșit. Nu. Deci sunt proiecte europene începute, proiecte europene implementate. Chiar m-am întâlnit cu domnul Dascălu astăzi și spunea că primăria Caransebeș are buget record. Da. Și am zis, domnul Dascălu, de acord, dar... Domnul Dascălu, care să explicăm oamenilor, poate nu știu, m-aș mira, cetățean de onoare al municipiului Caransebeș și este consilier din partea PSD, cred că la al cincilea mandat. Domnul Dascălu este și cetățean de onoare și este o istorie pentru Caransebeș, un om care și-a dedicat... Și din nou pe lista PSD, da. Pe locul, nu știu, eligibil, 4-5 acolo. O să acolo. Mai primească un premiu și de longevitate, ca la Oscarul. Era atacat pentru la un moment dat în consiliu, da, chiar am vorbit cu dumnealui și a zis că măi, mă ambiționez să demonstrez că pot, pentru că mi s-a sugerat în consiliu că ar trebui să... Păi dacă domnul Cojocaru a intrat înapoi în joc cu campaniile electorale și îl ajută pe domnul Rujan, de ce n-ar putea domnul Dascălu în continuare să exercite cunoștințele în folosul comunității? Nu e nimic greșit. V-am întrebat ce vă spunea. Ce vă spunea? Da, are corect, că sărim de la un altă. Da. Și spunea de buget record. Domnul Dascălu, de acord, nu contestă nimeni că au intrat și vor intra bani în bugetul primăriei pentru tot felul de lucruri bune, dar acest lucru s-a întâmplat și se întâmplă în toate primăriile din UAT-uri, primării din România. Pentru că s-au primit foarte mulți bani. Deci ai făcut o cerere pe Angel Salinii, ai primit trotuarele, că trotuarele sunt pe Angel Salinii, altele, na, mai pe alte programe, dar într-adevăr au intrat bani, nimeni nu contestă. Și e bine. PNRR, Angel Salinii. Angel Salinii mai sunt ale guvernului care sunt de către guvern direct gestionate și am urmărit supărarea lui. Pe Compania Națională de Investiții. Am urmărit supărarea primarului când spunea de domnul viceprimar, mă rog, problema lor, nu pot să verific că acolo vin pe clientelism politic și totului tot. Nu vreau să-l apăr pe BB Pasăre, dar nici să îi dau dreptate sau dându-i dreptate lui Felix sau nedându-i dreptate. Aici, dacă gestionează guvernul, sunt subcontractori. Îți place de ei, nu-ți place de ei, nu gestionează primăria. Deci aici trebuie să fim un pic... Da, exact. Chiar vorbeam astăzi cu domnul BB Pasăre în Consiliul Local la final. N-am știut. Am și uitat ca să zic Consiliul Local, îmi pare rău că n-am urmărit, dar har domnului sunteți îmi voi. Îmi spunea că n-am făcut nimic ilegal și că era acuzat că ar fi făcut ceva ilegal. Se poate vorbi de imoral, dar de ilegal nicio treabă. Acum, eu fiind prestator de servicii, înțeleg punctul de vedere, nu că v-ați ține cu el sau nu, culmea, îmi este contracandidat, dar când este ok, nu pot să fiu atât de rău să spun că nu este așa. Deci, haideți să le luăm și să le aranjăm pe toate cum trebuie. Nu trebuie să ne omorâm între noi, că suntem în campanie electorală. Există viață foarte și elegantă după. În exprimare, că țin minte că la o altă emisiune BB Pasăre spunea că Arin Ispas nu știe deloc administrație, nu știu, trebuie să mai stea să mai... și nici știu. Politică, i-am pentru că trebuie un pic... Să fiți mai... I-am răspuns la vremea respectivă dacă consideră că 26 de ani de legătură strânsă cu primăria și primăriile din... Și am spus ieri, am luat așa, inclusiv la București am avut de lucru și am avut proiecte acolo, în București, chiar și cu Prințul Sturza. Le-am dat un concept de hală de tenis, de lemn, care s-a construit în Anglia. Deci conceptul, pe conceptul nostru, așa a fost comanda, deci am ajuns inclusiv în casa Prințului Sturza. Foarte interesant. Și dacă vorbim de concepte și de proiecte de viitor, mă gândesc că ați mai făcut și pentru alții proiecte de viitor în Caransebeș, de exemplu de, nu știu, de promenadă, de zonă de spații verzi, de ce s-ar putea face cu de spații verzi, să nu uităm amenajarea episcopiei ce a ieșit în momentul e finală, este foarte frumoasă, mi se datorează 100% conceptul. De pe vremea înalt preasfințitul Streza, era atunci preasfințitul Streza episcop, mitropolitul Ardealului. Ardealului, scuze, da. De atunci am venit cu ideea să dărâmăm zidul de pe Halici și să redăm biserica școală
ăsta a cetățenilor, ceea ce se și, s-a și făcut și în mod de față funcționează. Și toate, deci designul, arhitectura gardului și a aleilor și totului tot ne aparține. Și atunci dacă o luăm așa pe cartiere, cum ați vedea dumneavoastră Teiușul? Pentru că vorbeam în prima emisiune și mi-a plăcut acea idee în care a spus dumneavoastră că dacă ar fi să intrați pe ușa din față, să ocupați fotolul de primar al municipiului Caransebeș, ați dori să începeți cu un proiect grandios de schimbare a zonei centrale. Clădiri, să puteți să puneți în valoare tot ceea ce înseamnă istorie în centrul istoric al municipiului Caransebeș. Am înțeles această idee, dar mă gândesc că nu vă este la îndemână. Vă este la îndemână tocmai pentru că folosiți foarte des Teiușul ca zonă de promenadă, de plimbare, fiind în această zonă. Teiușul, ce ar putea să se schimbe la el? Cum l-ați vedea? Ce viziune ați avea pentru Teiușul? Să las în plan secundar Teiușul, să începem cu centru, zona centrală. Caransebeșul trebuie să poarte haine noi, ca să poți aduce investitori, și am spus de mai multe ori, ca să poți aduce investitori, trebuie să faci curățenie, să te îmbraci frumos și să fie frumos. Deci trebuie să plecăm cu aspectul, cu aspectul orașului. Centrul din Caransebeș arată, zici că ești într-un talcioc din Egipt. Așa, un haos generalizat. Nu chiar, eu am fost în Egipt. În talciocul din Egipt este om la om, te omoară. Dacă ar fi bine joia, să fie așa, om la om și ar la fi bine până, să fie așa în zona centrală, că înseamnă că tuturor le merge bine. Deci până la o anumită oră, și în Caransebeș, joia, putem spune că se întâmplă acest lucru. În zona pieței, da, acolo. Nu numai. Dar Caransebeșul trebuie să fie rebranduit. Deci voi începe cu rebranduirea Caransebeșului. Și de ce spun centru? Într-adevăr, primăria mai este proprietară, după spusele a primarului actual, pe o singură clădire și îl cred. Nicio problemă. Dar sunt privați. Pe jumătate dintr-o clădire. Pe o clădire. La parter nu este, sfert, mai etajul, da, la parter este privat, într-adevăr. Regulamentul de urbanism în ultimul timp nu a fost luat în considerare și cei de la urbanism știu ce vorbesc. Există regulamente stricte, mai ales în zona centrală, zonă de protecție istorică, zonă istorică, nu poate să fie ce este în moment de față. Aș interveni de acum. Sunt privat și știu prin ce traume și probleme trec privații. Deci dacă vrei să faci ceva după modelul european, și am exemple pentru că nu m-am plimbat degeaba pe dincolo, dacă m-am dus într-o capitală europeană, m-a interesat să văd infrastructura, partea de fațadă, organizări și ce au făcut ei, așa o chestie de efect de profesional, și privații trebuie ajutați. Se poate discuta cu dânsii și căuta și un fond european de, dacă există, nu pot să zic dacă există, dar trebuie căuta ceva în care să putem să-i ajutăm să-și refacă fațadele, un parteneriat cu primăria în care putem să scutim de impozite pe o perioadă X, că nu putem definitiv, sau să le creăm niște facilități. Putem să-i ajutăm pentru că dacă ei primesc ajutor și nu fac, atunci, cred într-adevăr, poți să-i pedepsești. Cred că există ceva de genul ăsta prin lege. Cred că este ceva de genul acesta, nu să nu greșesc. Dar haideți să o aplicăm. Dacă există prin lege, hai să... Hotărârea de Consiliul Local este cu 400% impozitul pe fațada nerenovată. Bun, 500 este... parcă s-a hotărât. Sau 500. Da, mă rog, de 5 ori mai mult. Da, adică îl pedepsești. Bun, și ce am făcut cu comunitatea de avere? Am pus garduri că pică pe noi. Deci... pedepsești și n-ai rezolvat nimica. Sunt importante clădirile astea istorice. De exemplu, astăzi, dacă poate puțină lume știe, în municipiul Caransebeș a venit un grup de 6 fotografi profesioniști din Ghiula, Ungaria, și au dorit, știau istorie, știau tot despre Caransebeș, au dorit să fotografieze clădirile istorice. Au început cu muzeul din Caransebeș, la muzeu, acolo în curtea muzeului, domnul Ardeț a venit și a ținut o lecție de istorie despre clădire. Da, am văzut, știu. Am filmat scena pentru că m-a impresionat. Oamenii nu erau interesați de istoria ce povestea domnul Ardeț atât de mult, pentru că ei deja știau. Dădeau în cap și înțelegeau exact ce s-a întâmplat cu regimentul de granițe și absolut tot. Erau curioși să meargă și să observe tot ceea ce înseamnă istorie în zona centrală a municipiului Caransebeș. Adică austro-ungară, pentru că noi am fost în administrația ungară. Acelea sunt clădiri de patrimoniu, da. Așa și este. Clădiri de patrimoniu și pentru ei, într-adevăr, este istorie și, bineînțeles, cei care sunt iubitori vin și ca dovadă.
Sunt convins că nu le-a plăcut ce au fotografiat, pentru că sunt o grămadă de clădiri istorice marcante din Caransebeș care arată jalnic. Deci cu asta aș începe, și am declarat și declar din nou, cu asta aș începe primul, să zicem, primul act al primarului uns în... Deci voi căuta soluții și sigur le găsesc, ca, după cum mă cunosc, că... Dar să nu, că l-am criticat și pe viceprimar, să nu sar de la un alta, să nu zic domnule Sarnic și vă trebuie să mă credeți. Nu, voi dovedi. Și am dovedit-o, pentru că ne-am spus că am cariera verificabilă. Cum adică l-ați criticat și pe domnul viceprimar? L-am criticat pentru că el spunea și declara, domnule, sunt harnic, sunt muncitor și trebuie să mă credeți pe cuvânt, asta am declarat eu, trebuie să mă credeți și să mă votați, pentru că va fi bine și voi. Și am spus, eu nu cred. Nu cred. Deci nu cred. Pentru că, și să nu uităm să revin după aia la Teiuș, pentru că, adică dacă tu vii viceprimar și impuți primarul în funcție, toate neajunsurile de până acum, ești la fel, din punctul meu de vedere, ești la fel de vinovat ca și primarul, pentru că sunteți o echipă. Nu te oprește nimeni dacă nu ai atribuțiuni sau atribuții să... nu vorbim ca pe vremuri, dacă ne atribuții să te duci să ajuți echipa de la fonduri europene, că totuși 40% au la salar. Poți să faci ceva, poți să te faci folositor, nu să te duci de fiecare salariu... zi să-ți faci campanie electorală, să spui că tu ești cel mai bun. Au 40% și... un fel de comision care vine din proiectele europene, sau la ce vă referiți? La salariul de bază al primarului și viceprimarului? Deci la salariul de bază se indexează cu un X% pentru faptul că ei contribuie și muncesc la fonduri europene. Deci nu se face nimic pe gratis. Muncă... Interesant asta, muncesc cei de la proiecte, spuneți, și încasează conducerea. Coordonatorii sunt șefii, deci în mod normal cei de la proiecte europene ar trebui să fie ajutați, să lucreze în strânsă legătură cu primarul, cu viceprimarul, pentru că... Păi înseamnă că sunt ceva proiecte, domnul Arinis Paz, dacă își permit să aibă la salariul 40% din ceea ce se aduce la primărie pe proiecte. Păi tocmai am clarificat acest lucru, am spus că există proiecte și sunt, am spus că nu sunt suficiente, că puteau fi mult mai multe și să nu se ciupească de aici, de acolo câte ceva ca să nu fim acuzați că n-am făcut. Deci puteau mult mai multe face. Și ajuta echipa de la proiecte europene. Înainte să începem, pentru că... Teiușul. Înainte să începem cu Teiușul, pentru că cred că aveți de vorbit aici. Nu neapărat. Și mai știu și eu câteva proiecte interesante. Mi-au spus oamenii că poate că ați uitat că e al dumneavoastră proiectul și o să vă aduc aminte despre ce este vorba. Vreau să și citesc și să mulțumesc oamenilor că se uită la noi și să citesc din mesaje. Pe 9 iunie votăm Arini Spas până Alexandru Bucur, domnul Simion Paica, uite, vă urmărește, Rujan și consilierii liberali deturnează electoratul, este arta liberalilor, Alexandru Bucur spune exact, Mihai Alexandru Popescu, sunte șansa de care are nevoie Caransebeșul, deja au început cu intrigi contra candidații vis-a-vis de ce vorbeam noi mai devreme. Asta da, de înțeles că le cam este teamă, zice Dumitra Bucur. Mariana Rădulescu, salutăm, mult succes domnule Arini Spas. În 9 iunie votăm Arini Spas și echipa Dreapta Unită. Zice, felicitări Arini Spas, ești omul de care municipiul acesta are nevoie. Ani Blu, Arini Spas, singurul și cel mai potrivit om pentru fotolul de primar al Caransebeșului. Pe 9 iunie votăm Arini Spas. Uitați câți oameni vă urmăresc, câți oameni vă contrazic salută. Pe Dumitru Rujan, să înțeleg, nu? Eu citesc doar mesaje, consilierii vin cu idei de ale cetățenilor, dar primarul actual rămâne rece, spune domnul Simion Paica. Asta vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Local, că domnul Paica a venit cu o doleanță a cetățenilor și a rămas așa în aer, erau acolo deja contraziceri masive pe chiar și liberalii îl contraziceau pe domnul Paica, probabil că aici face referire. Domnul Paica nu mai este liberal în momentul de față, este numai consilier, bineînțeles, fost liberal, nu mai poate să fie dat afară din Consiliul Local și știm bine acest lucru. Da, s-a schimbat legea, până în septembrie va fi acolo. Și ar fi culmea că acela șase liberal să-l aplaude decât pe dacă... liberalul plecat Simeon Paica, care îi face campania lui actualul viceprimar. Deci normal că acum vor să-i o taxeze și să-l taxeze pe domnul Paica. Chiar dacă vine și să curgă, eu știu, Pepsi Cola, rubinete sau Coca-Cola, să nu se...
certe putem face companiile, reclamă, că da. Nu trece nimeni, deci, pe la casă, indiferent, indiferent de ce va propune domnul Paica, nu va fi bun, pentru că nu mai e liberal. Și normal că liberalii o să... E o chestie așa de joc politic și asta... Ar trebui să fie politic în rândul consilierilor, deși ei clar sunt aleși pe listele de, deci, partid politic. Consilierii sunt produsul unui partid pentru politic. Pentru că tot au treaba asta, domnule Arin Ispas, tot au treaba asta. Noi suntem în slujba cetățeanului, noi suntem aici în Consiliu să reprezentăm cetățenii și la o adică când votează sunt în grup pe diferite partide politice, ca să nu le mai numesc, pentru că nu e cazul. Mă rog, din păcate avem exemple și la Consiliul Județean, am avut exemple și la Caransebeș. Acum, de multe ori și primarul poate n-a propus proiecte foarte bine structurate și primite de către ceilalți consilieri care s-au opus și au considerat că de multe ori nu are rost să te împrumuți inutil când poți să găsești alte soluții de finanțare, s-au opus la organic. Discutăm așa în general de ce s-a întâmplat în Consiliul Local, s-au opus la organigrama spitalului. Păi astăzi nu, a trecut cu brio, a fost o liniște totală, s-au dat mâna cu toți consilierii. Pentru că managerul și-a depus demisia, este în aer și liberalii fac curte, să nu uităm ultimele poze apărute. Deci e normal. Să nu joacă fie... bine cartea domnul Dumbrava. Asta am zis, să nu fie o carte jucată de domnul Dumbrava, să vorbească și bine, cu X, da, să vorbească și cu Y, i-am păciuit pe toți și a drept urmare a trecut astăzi proiectul la vot, da. După, nu știu, vreo câteva luni în care tot atunci s-a absentat și s-a... A spus că n-am urmărit, dar felicit dacă a reușit acest lucru și a jucat cartea într-adevăr bine și ca dovadă se poate dacă vorbești cu cine trebuie. Și acum... Se pare că, bun, și campania electorală nu cred că își permiteau ei să mai intre într-un scandal mediatic. Domne, iar a căzut organigrama de la spital, egal care este, probabil erau că dacă schimbări minore în organigrama. Probabil trebuia... dacă a trecut, nu era atât de important. Uitați și Aurel Păsat, ne urmărește, succes în tot ceea ce face Arin. Aurel Păsat, pe care l-ați pomenit mai devreme, este consilier din partea PMP. Acum face parte din această alianță Dreapta Unită alături de USR, doi consilieri, Sandra Pistrian și Dragoș Curelea în Consiliul Local. Ca dovadă, nu văd, adică să-ți prezinți consilierii. E nemaipomenit să-i prezinți. Uite, apropo, au venit... Tot am spus că... Unde să pun? Să se vadă. Tot am spus că vin cu un flyer unde sunt consilierii și cu marea glumă cu campionatul european. Dați-mi și mie unul de acolo. Păi să... pentru tine este. A, pentru mine. Mulțumesc. Și pentru fostul meu coleg volebalist și așa mai departe, marele Doru Călina, întinde așa un pic mâna, nu știu dacă am voie, n-am voie, nu-l vedeți, dar i-am dat... A, nu, este totul live i-am aici. I-am dat... Intră în cadru, nu intră. Ce scrieți, domnule Arin Ispas? Nu scriu nimic acolo, este campionatul european de fotbal, pentru că lumea s-a plictisit de minciuni. Aha, foarte interesant. S-a plictisit de minciuni, am observat. Deci să ne uităm la România-Ucraina în 17 da, exact, iunie, da? De ce a făcut acest flyer? Domnul Dumitru Gabriel, că nu pot să spun că mi-aparține neapărat ideea. Domnul Dumitru Gabriel spune așa, domnule, am observat o grămadă de flyer aruncate pe... Doru, te rog să filmezi ce ți arată Cornelia. Păi acum era și el atent pe flyerul care l-ați dat. Era da, curios de... Sportivul, deci este, cel mai, este să... cel mai bun flyer de electoral. Și acum spuneți unde vreți să arăt, campionatul european de fotbal sau pe partea asta? Unde? Deci, care... ambele părți sunt la fel de valabile, pentru că, până la urmă, oamenii trebuie să aibă și un beneficiu din faptul că toată lumea, suntem 6 candidați, toți venim care peste ei. Important, din punctul meu de vedere, să știe oamenii, mă gândesc că de asta ați și făcut aceste... Sigla unde ne vor găsi, da, bineînțeles. Aceasta este sigla... Drepte Unite. Drepte Unite, cu cele trei partide în alianță. În alianță, sigur. Oamenii, dacă vor să vă voteze, să caute am această... Am minimalizat flyerul. La început am început cu flyere, cu program electoral, cu tot felul de povești, cu partea din spate unde ne găsesc și cum să ne voteze, pentru că sigla Drepte Unite trebuia promovată și trebuie promovată la infinit, pentru că suntem o formațiune nouă, o alianță nouă și lumea trebuie să înțeleagă, adică să înțeleagă cine să este în, în această proiectăm ecuație. Proiectăm și construim împreună Arin Ispas pentru primăria Caransebeș. Normal. Nu putea să fie alt slogan decât proiectăm și construim sloganul împreună. Sloganul mi-aparține pentru că sunt proiectant și inginer constructor. Deci combinația este una reușită pentru primăria Caransebeș. Dacă cetățenii vor da votul de încredere și va ajunge primar.
Dacă nu, asta e, m-am încercat, m-am pus în slujba cetățeanului, nu e nicio tragedie, în continuare mă pot întoarce la ceea ce fac. Nu am, adică nu sufăr enorm dacă sunt respins de către societate. Echipa mea de consilier pentru Caran Sebeș. Ispan Sarin locul întâi, Curela Dragoș îl cunoaștem. Așa ne oprim pentru, consilier. Dacă putem să ne oprim la fiecare. Domnul, nu. A, să eu citesc eu, da. Domnul Curelea este cunoscut, are deja activitate de, putem spune, până în octombrie, de 4 ani de zile. Nu cred că nu există un cetățean care interesează politica și ce se întâmplă la primărie să nu știe cine este Dragoș Curelea. Deci, dânsii dacă doreau, îmi spuneau și puteau să vină și să facem o emisiune cu consilierii locali. Nu e târziu, putem să... Am spus, o să vină domnul Dumitru Gabriel în emisiunea de marțea viitoare. Dragoș Curelea, USR, consilier local. Președinte USR, normal. Președinte USR la Caran Sebeș. Corect. Așa este, locul 3, Păsat Aurel. Taman am vorbit de dumnealui, i-am citit aici și mesajul. Este din partea PMP. Domnul Aurel Păsat, tot consilier. Algoritm 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3 fiind 1, Forța Drepte, eu, 2, USR, domnul Dragoș Curelea, 3, Aurel Păsat, președintele PMP Caran Sebeș. După care urmează din nou Forța Dreptei, da? Dumitru Gabriel. De ce l-am invitat pe domnul Dumitru Gabriel, spunând și repet, face parte din colectivul meu de proiectare și o să spună lumea, domnule, tot ai spus că vii cu specialiștii și au venit specialiștii alături de tine. Domnul Dumitru Gabriel fiind eligibil, deci uite, îl contrazic din nou, deci eligibil, asta înseamnă că facem prag electoral și o să facem și o adică figură bună. Adică facem mai mult de 8%, ca să, dacă deci faceți 8% am, aveți am lămurit un, că numai USR-ul cu PMP-ul fac peste 10% matematic, luând voturile din campania din 2020. Hai să nu fim, astea sunt glumițe de campanie electorală, dar domnul Dumitru Gabriel a mai fost consilier local și poate așa lumea este. A uitat și de-aia vreau să vin de la Țărănici, parcă era pe vremuri, sau da, ce era? Da, de la PNCCD, da, sigur. Următorul după domnul Dumitru Numărul Gabriel. Numărul 5, da? Juverdean Ioan Adrian. Domnul doctor Juverdean a terminat facultatea de medicină. Fiecare s-a prezentat pe Facebook. Dar acum, uite, am ocazia să-i prezint. Domnul doctor Juverdean este în afacerea părinților, este cu X-Mas-ul, cu piesele auto și acolo își desfășoară business-ul împreună cu business de familie. Deci om de afaceri, da? Om de afaceri, sigur. Așa, avem domnul după aceea Gurgu Ion pe domnul locul 6. Domnul Gurgu Ion este tot un întreprinzător. De-am spus că noi toți lucrăm, deci toți avem afaceri noastre, până la ora 4 ni le întrerupem, mergem sau în campanie. Sau mai mult, depinde, că piesele auto poate că ține magazinul deschis până la 5-6. Deschis, ei mai au și angajați și noi mai avem angajați, dar la ora 4 terminăm activitatea și ne ocupăm de campania electorală în perioada aceasta. Domnul Gurgu are firmă de transport. Este director de transport și cu pregătire în domeniu și este inginer cu experiență. Uite, el vine auzisem de unde? O maximă mare. De la USR sau de unde? De la, de la PMP. PMP. Auzisem o maximă mare. Vine autobuze electrice și n-au pe unde circula. În momentul în care m-am blocat și am spus, stai un pic, că ăștia au un regim de zbor prin Caran Sebeș și trebuie un pic aeroportul și intră în contradicție cu aeroportul. Păi autobuzele de până acum pe care le avem în funcțiune pe unde circulă? Tot pe străzile din Caran Sebeș. Nu le-am văzut chiar atât de defecte. Cel puțin pe rutele principale, străzile nu arată chiar atât de rău. Hai să nu exagerăm. Deci să fim un pic și... Și acum e disconfortul cu ce vrem? Vrem rețea de apă sau vrem să fie străzile perfecte? Mai e și disconfortul ăsta, trebuie să mai și răbdăm, că n-ai încotro. Constructorul pe unde din mine, se construiește, da, înseamnă că... Deci, Cornelia, constructorul din mine a spus foarte clar, este deranjant, nu sunt de acord cu organizarea de șantier care este inexistentă, constructorul trebuia tras de o regulă să înțeleagă că trebuie să-și facă acest lucru. Un motiv în plus ca să-l trimită la catedră pe domnul primar în funcție. A fost astăzi la noi în emisiune, domnul Romeo Dunca, nu știu dacă ați observat sau ați încercat să urmăriți. Am intrat președintele Consiliului Județean, candidatul PNL la Consiliul Județean. 5 minute, 10 minute, cât am putut, după n-am mai putut. Și l-am întrebat exact de Aqua Cara și mă interesa subiectul pentru cetățenii din Caran Sebeș, pentru că vrem să avem apă potabilă la robinete și uzina de apă nu se mai deschide și ne-a explicat situația.
Și din prisma asta vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți acolo în Consiliul de Administrație la Aqua Caraș. Ce se întâmplă cu uzina asta de apă? Mai durează? Am mai abordat subiectul, dar haideți să repetăm un pic. Domnul a zis că mai vreo lună de zile se fac probe pe instalații. Exact asta am spus și eu. Domnul președinte Dunca mi-a confirmat spusele. Am spus că degeaba domnul Borcean Felix este supărat și cădea bine încă o deschidere în campania electorală, că toate lucrurile acestea sunt binevenite pentru primarul în funcție normal. Uite, mai am tăiat... Acum, fie vorba între noi aici, la emisiune, domnul Borcean a spus că nici nu s-ar fi prezentat la deschidere, doar să fie deschisă pentru că oamenii au nevoie. Ne supărăm și ne trece și după aia ne supărăm dacă luăm așa toate... Da, și am mai spus un lucru, că de asta... Declarația lui Felix Borcean... Da, fiind de față trebuie să spun ce a și declarat public. Da, sigur public. Că a declarat. Și a spus că nu ne cramponăm de un drum, important e ca oamenii să aibă apă curată la robinete. Da, ne cramponăm de un drum pentru că nu e fair play. A avut timp de mai mulți ani de zile să facă acest drum de acces, face parte din contract. Ce distanță e? Că nu știu nici măcar zona unde e. Undeva în Balta Sărată uzina asta de apă. Nu, unde este e? Către Muntele Mic. Către Muntele Mic, deci tot acolo fosta, zona. Da, acolo după este vechea uzină. Da, acolo este. Da, într-adevăr, am spus. Și ce drum e acolo? Ce nu e bun făcut? Păi, este spre uzină? Acolo circulă mașini, o să circule mașini de intervenție, va fi un dute-vino. Deci e acolo o să-și parcheze toate utilajele. Toată ziua te duci pe un drum desfundat, spart, având în vedere că tu ai un contract și tu nu te-ai... Ce lungime are? Cât e de importantă toată lucrarea asta? Să ai 100-200 de metri, un kilometru, nu știu să spun, că aș zice o cifră electorală, domne, are 500 de metri și nu e adevărat. Nu știu. Nu deci până într-un kilometru, oricum. Nu are relevanță că are un kilometru, că nu are un kilometru, că are 100 de metri sau are 200 de metri. Relevanța este că nu te-ai ținut de contract. Și să vină emisiuni și să spui, domne, supărat, domne, nu i-ai dat drumul. Păi ce, tu stai într-un drum să dau drumul. Păi domnul director Filipescu, sunt convins că a discutat cu primarul în funcție și a spus, păi bun, eu nu dau încă drumul, pe motivul că am probe tehnologice, că nu putem să dăm drumul pompieristic, aici e vorba de sănătatea oamenilor. Bun, dar și domnul Filipescu, doamne, iartă-mă, de 2 ani de zile tot uzina asta e gata și nu mai e gata. Numai eu câte știri am dat despre uzina asta. Eu sunt în Consiliul de Administrație, nu sunt directorul... Înțeleg. Doar că, știți, mai bine în anunț. Bă, nu știm. Păi, se lucrează. Nu pot să fiu responsabil de pe declarațiile domnului Filipescu. Exact. De 2 ani de zile, 98%, dă-i, doamne, iartă-mă, de 2%, nu mai fi gata. Ce trebuie să înțeleagă cetățenii este că el, sigur, și eu dacă eram în locul dânsului domnului director, domnule, dar ține-te de contract, ține-te că e o chestie de fair play. E vorba de contracte. Deci, nimănui, suntem până la urmă oameni, suntem prestatori de servicii, eu nu mă considerăm de afaceri, având în vedere că am firmă de proiectări, eu prestez servicii, nu execut, am coordonare, dirigenție de șantier, deci prestări de servicii, dar nici mie nu mi-ar place să am un contract cu o terță persoană. Eu să mă onorez obligațiile contractuale și persoana respectivă să nu și le onoreze. E deranjant. Dar înțeleg acest aspect și înțeleg că încă se fac probe acolo pentru că a fost o firmă, a lucrat, a venit alta, s-a chinuit, e tras de împins proiectul ăsta de la spate. Meu, problema e că toți suntem cetățenii orașului și ne trebuie apa asta potabilă de care tot... Da, sunt de acord. Sfatul meu este pentru domnul Felix Borcean să se aplece mai mult către problemele caraș-beșeinilor și să lase Aqua Caraș, că ea știe ce face, cu sau fără primarul în funcție, încă sau vedem ce doresc cetățenii. Bun, deci, dacă ne-am întoarce la tine, stați un pic, uite, mai văd niște comentarii pe aici, avem nevoie la primăria municipiului Caransebeș de un om ca domnul Arin Ispas, cu el Caransebeșul poate să evolueze într-un an cât în nouă, deci votăm Alianța Dreapta Unită în 9, făcea referire de 9 iunie, da? Făcea referire la 9 iunie. Toți spuneți că faceți nimic, nu o să faceți, credeți-mă, vorbă multă sărăcia omului, zice altcineva, care arată groaznic și muzeul și multe alte clădiri, se referă la clădirile de patrimoniu de care am vorbit. Să ne înțelegem, domnul Arin nu promite marea cu sarea, spune că municipiul Caransebeș are un potențial foarte mare să devină un oraș în adevăratul sens al cuvântului, are foarte multe idei, zice așa, și știe să le și pună în aplicare. În schimb, actualul primar habar nu are și a dovedit că este incapabil să conducă un oraș. Mult succes altcineva, domnule Arin, credeți-mă, nu veți face nimic
niciunul care veți fi primar, vorbe multe. Deci mi-a fost greu să citesc. De multe ori îmi vine să corectez, știți, în timp ce vorbesc. Da, bă, rău, ce să facă domnul Păsat, întreabă altcineva, de unde știi că nu va face nimic, nu a fost până acum la conducere, de ce să vorbești? După aceea, să bată cuie în tablă sau să dea cu chit între pavele domnul Păsat, zice. Acum s-au luat de domnul consilier Păsat, vorbă multă, vrăjală ieftină, nu are șanse. Până acum, uite câtă lume a început să vă scrie, domnule. Înseamnă că ați început, să fiți un pic mai vocal, uite, în exprimare, oamenii au început să fie și ei incisivi. Până acum nu am zis nimic de Arini, pentru că mi s-a părut un domn de background destul de ok și cu bun simț, chiar îmi era simpatic și îl consideram o opțiune bună de vot. În emisiunea asta mi se confirmă ce am auzit despre el. Vorbește mult, dar nu spune nimic și este și puțin îngânfat, spune altcineva. Vedem cum se descurcă de acum încolo. Are stofă de om bun, dar nu are oamenii care trebuie cu el. Așa, nu zic că nu e potent, zice aceeași doamnă Carla Martinescu, sau că nu ar face treabă bună. Discut despre cum se prezintă. Și ceilalți contracandidați cum sunt și uite, începe lumea să discute pe emisiunea dumneavoastră, Păsat să stea la jobul lui, că nu are el ce să facă în Caransebe, și spune altcineva, Eugen Severescu, da? Dar de ce cu comentariile acestea aiurea? Ce probleme aveți cu domnul Păsat? Nu, el candidează la primărie, îi spune altcineva. Deci Să se creeze, da, o emulație interesantă pe emisiunea dumneavoastră. Mai citesc. Părerile fiecăruia sunt importante. Fără jigniri, orice, dar fără jigniri. Trecem peste unde vedem jigniri. Sunt aceleași personaje în discuție aici. Doamne, nu cred că sunt puncte importante. Să ne concentrăm pe pregătire. Un primar bun nu trebuie să distreze oamenii, trebuie să facă treabă bună, zice cineva. Stai jos, asta nu citesc pentru că nu e cazul. Arin e mai bun ca și consilier, sincer, clar, nu pe postul de primar. Părere personală, nu aruncați cu pietre, spune altcineva. Da, fiecare are părerea de ceilalți candidați. Arin Spas nu a avut funcții politice, uite, spune altcineva. Adică ceea ce e adevărat. Nu ați primit. Dacă îmi spun părerea și zic că nu spune nimic când apare live, ci doar comentează de alții, nu înseamnă că doresc circ, spune altcineva. Păi un pic să facem o pauză. Da, îi recomand, doamne, să se uite și la celelalte emisiuni de până acum, în care am spus foarte multe lucruri și chiar o invit să-și fac o părere urmărind și celelalte emisiuni, sunt nu mai Facebook, neapărat emisiunea de astăzi. Astăzi ați venit cumva un pic supărat de ceea ce s-a întâmplat zilele acestea. Și era normal, firesc, pentru că am spus că putem fi fair play până la final de campanie și se pare că nu suntem. Începe lumea să-și piardă, adică încep contracandidații să-și piardă răbdarea și își schimbă un pic strategiile. Nu pot să rămân indiferent de anumite strategii de ale dânșilor care nu... Mai zice cineva, nu îi reprezintă. Da, zice mai sus, iar așa nu este cazul. Important este să fim bine informați și să ne fie bine. Cred că asta dorim cu toții. Până acum cearta nu a dus la rezultate și nici îndrăgostirea asta clasică de cine este mai voios sau mai jovial. Sunt tot felul de... faceți dragoste în război. Că tot discutam de ce trebuie făcut. O veche obsesie a PNL-ului sunt parcurile industriale. Să nu uităm că a fost demarat un parc industrial unde este firma Marchezi în momentul de față. Care își extinde cu a doua care hală se extinde, deci activitatea. Parcul industrial există acolo. Deci, s-au dat terenuri, au fost investitori care au dat faliment, au făcut chiar și parte de fundații și au plecat. Parc industrial acolo, bun, firma Marchezi. Parc industrial este TMD-ul. Dar să spui că faci parc industrial, că ai vorbit tu cu președintele Consiliului Județean și faci parc industrial, al doilea parc industrial la zona unităților militare, zona Șesul Roșu spre ieșire pe Timișoara, Roșu, da? Zona unde unitățile, că sunt mai multe, nu e una singură, unitățile militare sunt ale Consiliului Județean în momentul de față. Dacă ne uităm în contextul politic global, astăzi era la televizor o știre că în Anglia se propune serviciu militar obligatoriu. Bine, asta au aruncat-o, că așa se întâmplă. În politică o arunci, lumea începe să se manifeste, după care încep să o îndulcești și scoți o lege. E o tehnică.
Nu poți să te duci să faci parc industrial. Mi-am amintit în 2016 primarul actual, când a candidat, avea în sloganul de campanie: domnule, ajung, dacă mă votați, voi face un aqua park. Eu încă aștept, mi-am cumpărat un colac, că deja să nu obosesc. Și tot stau și umflu la colacul ăla, că se dezumflă, fac o glumă. Tot zicea aceea că sunt arogant, da. Dar ăsta e adevărul, din 2016 el tot chiar aștept. A recunoscut că dacă ar fi ceva să se gândească că a fabulat foarte mult și n-a știut pe... A, deci a recunoscut povestea, da. Da, da, aici în emisiune păi a spus că nu că nu și-ar dori, ci pentru că este greu de realizat. Și merge din fabulație în fabulație. N-a ținut povestea cu aquaparcul din Caransebeș și apă termală de unde o a duce. A spus că parcă nu mai țin minte dacă cu Maco, a zis că asta este în tratative de înfrățire a localității Maco cu municipiul Caransebeș și de ce nu să vedem cum au făcut ei să facem și noi. Și teleportăm strandurile de la Maco la Caransebeș. Deci era fantezist atunci, fantezist este și acum. Vedeți rolul unui aquapark la Caransebeș? De ce nu, dar nu acolo. Deci se poate găsi o altă locație și... Atât timp când nu există apă curentă, n-ai apă termală, să vedem veniturile, să vedem dacă cresc veniturile la strandul din Caransebeș, pentru că nici ăla nu merge nemaipomenit. Nu e emulație de a da năvala la... Acum mă contrazic, știți că vara trec toată ziua pe lângă el. Trec, dar nu sunt atâția de mulți. Vara sunt foarte mulți, plus că se încasează și de la cei care merg să joace dar fotbal putem, pe terenul sintetic. Caransebeșinii își aduc aminte, sigur, cu drag de cotitură, deci se poate concesiona de la Apele Române, pentru că partea de Timi și partea... Jucam volei acolo la cotitură. Bineînțeles, deci există pescărușul, e un privat acolo care practic nu reușește să revigoreze acel pescăruș, când lumea s-a dezobișnuit să meargă mai încolo, să se simtă bine. Deci putem să ajutăm și privatul de acolo prin reamenajarea zonei de la... Și ne aduceam aminte cu drag de cotitură. Deci era o modă, mergi la cotitură, jucai vole, noi fost volibaliști, ne mai dădeam acolo un pic în spectacol. Că mai făceai și o baie, deși timp și era cam... și o baie, da. Se poate reamenaja, nu trebuie să fie numai neapărat strandul. Mai poți să vii cu un lucru în plus. Deci, uite, o contrazic pe doamna și vin cu idei. Am înțeles că a fost la stadiu de proiect sau chiar l-ați proiectat o zonă de promenadă extinsă pe dâlmă până la podul de fier de acolo care duce spre gară. Un pod care la ora actuală este... Păi mai din uz, să zic așa. Nu este. Ei, da, cel unde era auto, cel auto, da, într-adevăr, da, este. Că de aia s-a și gândit turnul unde este baiesteagul nostru național, ba nu este, depinde de toanele primarului în funcție. Ultima oară n-a fost nimica și înainte de a nu fi nimica era cu stema Caransebeșului, deci nu mai era cu... Să ne ducem aminte ce s-a întâmplat în ultimul timp. Bun, să revin la parcul industrial. Deci parcul industrial în unitatea militară mi se pare hazardat să spui că îl faci, pentru că nu știm ce se va întâmpla în contextul global. Putem să revenim la o formă și noi cum au gândit-o englezii, de nu neapărat de a face armată obligatorie, dar sunt facilități foste militare și să faci o reconversie băgând buldozerele în zona respectivă. Ele nu arată bine, dar ele se pot repune în utilizare destul de repede. De aia spun, e hazardat să spui că faci un parc industrial acolo, al doilea. De ce? Avem unul și al doilea de rezervă? E reală. După aia avem parc industrial, el se poate dezvolta în continuare, dar întrebi, mai avem teren? Sau că am dat terenurile de prin Caransebeș? Ce aș face eu? Așa. Aș lăsa în plan secundar, bineînțeles că trebuie. Eu nu contrazic că nu trebuie un parc industrial cu toate facilitățile. Unde sunt investitorii? Bun, până la investitori ne pregătim, că dacă nu avem parc industrial, nu vin investitorii. Deci dacă nu le ofer nimic, nu vin. Face parcul industrial. Dar eu văd Caransebeșul dezvoltat turistic. Deci ne uităm la firmele care înconjoară Caransebeș, TMD-ul, cablurile, de unde își aduc angajații. Caransebeșul e depopulat. Aducem întreprinzători, aducem firme mari, cu cine lucrăm?
Firma Benning, am făcut proiectul la cele două hale, adică a treia hală, două unite, e a treia și o să mai fie o extindere. Veșnic la radio la firma Benning se caută forță de muncă. Exact asta vreau să spun. Sunt într-o continuă căutare după forță de muncă. Și nu numai Benning-ul, și cablurile, și TMD-ul, peste tot. Deci toți zic, domnule, nu avem unde să lucrăm, dar toată lumea caută de lucru, caută să angajeze. N-am unde să lucrez, dar nu mă duc să lucrez. De ce? Ce nu-i avantajează? De ce? Ce nu-i atrage? Nu mai salariul? Nu-i atrage salariul, probabil că nu-i atrage. Dar acum, dacă... Că mă gândesc că oameni fără serviciu mai sunt în garanție, nu se poate să lucrăm cu toții, că șomaj sigur, există. Dar dacă atât cât le convine să stea pe șomaj și nu vor să ducă să aibă o carte de muncă cu toate beneficiile ce convert din cartea de muncă, e alegerea personală a fiecărui cetățean. Nu poți să te superi pe ei că nu vor să lucreze. Dar de exemplu, la Benning mi se pare există. Că se și face reconversie profesională, adică te ajută. Bineînțeles să faci că toate firmele mari fac reconversie profesională. Deci Benning nu se extinde. Nu te caută direct calificat, așa Benning e. Se extinde. Într-adevăr, nu e teritorial Caransebeș, dar cetățenii varsă salariul în Caransebeș, da, la magazine din Caransebeș. Și atunci, ce e de făcut? Ca să-mi termin ideea, așa. Ce e de făcut? Putem să devenim ca un orășel la poalele unui munte care se dezvoltă, deci visul și ideea domnului Dunca este nemaipomenit. Deci noi trebuie să devenim un oraș turistic. Prin oraș turistic, Horeca se va dezvolta. Avem în momentul de față spații de cazare suficiente care sunt goale, deci putem să ajutăm privații din Caransebeș, nu să ai două, trei restaurante care, bineînțeles, cu tradiție și merg cetățenii acolo, au și servicii bune. Nu... Deci domnul Dunca are votul dumneavoastră pe proiectul Nedea, dacă e să o luăm așa. Domnul Dunca l-a avut întotdeauna. Pe... Sunt un vechi schior de la 6 ani de zile, sunt pe Muntele Mic și schiez. Îmi place foarte mult sportul de iarnă și am proiectat o grămadă, adică am proiectat multe pensiuni și hoteluri și case de vacanță pe Muntele Mic. Deci n-ați trebuit să spuneți că dacă, știu exact ce se întâmplă acolo și ce dacă se dacă ar fi drumul bun dorește. Sau ar exista altă modalitate de transport. Nici nu trebuie drumuri. Caransebeșul poate deservi tot ceea ce înseamnă parte deci, de și nu numai Caransebeșul. Deci noi trebuie să dezvoltăm hotelier. Partea turistică. Deci merg la schi în străinătate. Există Interșaleul, uite, cine mă ascultă poate să, dacă le dau o idee, există Interșaleul și pentru iarnă și pentru vară, în care sunt cetățeni care au case, o parte din casă și-au amenajat-o cu apartamente, camere de închiriat, cu facilitățile normale. De, la hotel e triplu, și prețul. Interșaleu, au făcut contract cu Interșaleu, cum e și Booking-ul, Airbnb-ul și totului tot. Da, și, sistem de rezervări. Lor le vine graficul, vine familia Ispaz, vine familia Xulescu de sâmbătă până sâmbătă. Deci ei sunt plătiți de către firmele mari respective. Mai au o taxă de curățenie, mai oferă niște servicii locale, domnule, uite, lapte, brânză, deci fiecare trăiește. Deci noi trebuie să ne orientăm către acest, în primul rând, către acest, cum zic, către această ofertă. Deci noi trebuie să devenim turistici, pentru că avem atâtea lucruri frumoase. Păi la Mărului, nu-i departe. Muntele Mic nu-i departe. O oră faci din Caransebeș până sus și ți-ai luat și clăparii și te-ai apucat de schi. Când e drumul în regulă și chiar n-au prea fost prea mari sincope, că nu mai sunt ierile care au fost. Problema e doar la dar, ce faci cu mașina când ajungi sus. Dar trebuie investit în mijloace de transport, telegondole, telecabină, hai să zicem că până ajungem la telecabină, în România nu s-au prea făcut telecabine, de aia la Sinaia tot timpul se strică și, nu la Sinaia, la Predeal, unde spuneți? Brașov? Nu vine, la cota 2000 sus, la, mă rog, Transfăgrășan. Telecabina de la Transfăgrășan. Da, există și la Sinaia. Deci, da, telegondole s-au făcut, există și la Straja, au fost programe, să nu uităm pe vremuri, tot spuneam de PDL și de Udrea, dar bun, s-au făcut și aiurea, dar noi trebuie să ducem turiștii să stea la noi, să consume la noi, să-și lase mașinile sau mijloace de transport și s-a demarat acest lucru cu transportul inter orășenesc cu comunele din jur. Ei ajung la zona de telecabină, telegondolă,
s-au urcat, s-au dus pe Muntele Mic și de acolo pot să plece în tot arealul propus și avem posibilitatea de dezvoltare Muntele Mic, Nedeea, Țarcu și uite, să te duci până la Retezat apropo, încolo. Da. Apropo de transformare și de idei care le puteți pune în practică, ce sugestii aveți pentru Parcul General Drăgălina, întreabă cineva, dacă veți fi primar, cum îl vedeți reamenajat, reorganizat? În primul rând o să iau legătura cu asociația ornitolog ăsta cu păsări, da, să păsire nu vine neapărat, nu zic prostii, în exprimare. De ce? Am citit, am fost și eu curios. Ce facem cu ciorile din parc? Ce facem cu ciorile? Ele sunt protejate. N-ai voie să le împuști, nu mai ai voie să le împuști, n-ai voie să le strici cuiburile. Este ceva sunet acum, au încercat să le sperie prin aceste aparate care emană un sunet. Da, am intrat pe internet și am văzut că au fost localități din România care au reușit să le strice cuiburile, dar asta când iarna. Cu aprobare de la asociație. Am avut alpiniști utilitari, chiar Cocogalescu l-am văzut. Dar n-ai voie să le strici în perioada de cuibărit și după. Deci trebuie să strici cuiburile înainte și cu aprobare. Pentru asta trebuie să iei legătura cu asociațiile respective. Dacă au reușit alte localități, sigur putem reuși și noi. Trebuie numai să te intereseze. Deci scăpați parcul de ciori. Asta vă doriți. În primul rând, nu pot să scap definitiv, dar dacă nu mai au cuibur, nu mai vin să cuibărească. Ele o să mai vină. Deci, clar, un război la infinit cu ele. Chiar dacă sunt ciori, este mizerie pe băncuțe, pe alei, să mai fie, pe... Dacă n-au cuiburi, nu o să mai fie atâta, pentru că nu o să fie atractiv. Atunci poți să pui tot fel de zgomote sau sunete, aduci, cumperi uliu, să vină, să le ataci, eu știu. Există tot felul de e un război la infinit. Bun, scăpăm de problema de ciori. Cum vedeți parcul pe partea de... Parcul trebuie reamenajat. Zona, în primul rând, a fost o toaletă. Tare. Să recunoaștem, au fost și tragedii, au căzut crengi, au fost accidente. Decedați, accidente. E bună măsura să închizi parcul când bate vântul, pentru că nu poți să garantezi, chiar dacă ai adus specialiști și ți-au toaletat parcul, n-ai niciodată garanția. Când vorbești de platani vechi și sunt vechi, nu ai garanția că, Doamne ferește, nu se întâmplă. Odată e ca niciodată. Dar parcul, după ce ai scăpat de ciori și de problema pe care o generează, se poate regândi. Adică chem un specialist, un arhitect peisagist și să-ți vină cu o gândire unitară pe care atunci o aplici și el se poate reda în toată splendoarea lui, că e frumos parcul, dar în momentul de față nu e utilizabil. Nu are oricine, așa este. Mai citesc din comentarii și vreau să continuăm cu lista, pentru că a rămas la Munteanu Manuel pe locul 7, să Munteanu nu credă oamenii Manuel, că l-am uitat. Domnul farmacist. Și ne apropiem de final, că de la 9 trebuie să apuc să mă schimb, că mai am o emisiune. Da, bun, un fost consilier local, deci nu este la primul mandat. Cel puțin noi din presă îl cunoaștem. Da, sigur. Deci, din farmacist de meserie, consilier local, unde a fost? Unde, la PNP? Pe ultimul mandat, cred, al domnului Vela. Da. Ultimul mandat, da. Da, deci prin 2012-2016. De la Dan Diaconescu sau nu știu ce. Aha, partid, ceva, exact, da. Deci s-a întors alături de dumneavoastră în politică, mai face un pas deci în politică. A venit? A venit special pentru mine. Așa, în momentul când a auzit că vreau să mă angajez și să fac ceea ce fac în momentul de față, a spus, ok, vreau să te ajut, vreau să fiu lângă tine și îți dau toată încrederea mea. Ca dovadă este în echipă. Vălușescu Ilie Nicolae și mă citesc un comentariu, spunea cineva, vă doresc baftă, dar este greu. Niciodată n-am fugit. Așa este. În proiectare este foarte greu și ca dovadă am deja 26 de ani de vechime și mai zice cineva, nu este cazul de jigniri, dar bine punctat, puteți căuta și verifica, nu a știut nimeni, întreba cineva mai sus că nu v-a cunoscut nimeni până acum, n-a știut nimeni de dumneavoastră că existați. Păi n-a fost campanie electorală, n-au fost alegeri locale, pentru că aici oamenii, așa înainte să... Știi cum e și un pic de distreție. Nu a știut nimeni, nu m-am pus să termin comentariul, așa se poate, zice așa, nu este cazul de jigniri, dar bine punctat, puteți căuta și verifica, nu a știut nimeni pentru că nu au existat scandaluri, nici controverse, existat doar profesia și familia,
Avem mai multe informații pe pagina de Facebook. Cred că este cineva din compania noastră, Mihai Alexandru Popescu explică. Da, vă invit să ne urmăriți pentru toate detaliile. Iată, vă urmărește și doamna Sanda Bistrean, consiliera locală din partea USL, pe care ați pomenit-o mai devreme în emisiune alături de Curelea Dragoș. Ce avem aici? Mai avem Valușescu, Ilie Nicolae, Poiana Andreea. Domnul Valușescu este de la PMP, doamna Poiana Andreea este de la Forța Dreptei, a făcut și a fost. Cine spunea că, domnule, dar el n-a fost la PNL. Ați văzut și noastră. Da. Am sărit peste, pentru că la un moment dat se certau între ei și n-are rost. Să lăsăm să-și transeze singuri dilemele. Da, am fost la PNL, într-adevăr. Am fost chiar și președintele PNL-ului. Mi-a întrebat cineva că n-ați obținut o funcție politică și dumneavoastră ei cred că a spus că e diferență între a fi președinte de partid și o funcție politică. Da, consilier județean sau director de temire de concentrate. Nu, corect. Ați obosit? Nu, eu revin în momentul când intru în emisiune, mă încarc cu energie pozitivă. V-ați revigorat pentru că la început ați venit nu obosit, ci un pic așa... Cloștit. Și soarele îi devine. Un pic nervos așa, ați venit cu vervă, ați vrut neapărat să punctați niște lucruri. Da, am vrut neapărat să tranșez problema de ieri și să explic... De fapt, ne aruncăm către lucruri și promisiuni electorale greu de îndeplinit și prefer să vin, să nu mai mințim atât de mult electoratul, să venim cu lucruri logice, lucruri care se pot face și lucruri care ajută comunitatea și destul de repede se pot întâmpla cu lucruri cu țintă care, dacă le faci, cu țintă lungă. Țintă lungă și mă refer la partea de Caransebeș, oraș turistic. El trebuie să devină. Este o idee veche pe care am îmbrățișat-o acum, să zicem, 8 ani, cu 20 și ceva de ani. Deci 20 și ceva de ani este ideea, nu e nouă. N-am inventat eu acum apa caldă, dar trebuie dusă. S-a uitat de către administrația acest lucru sau nu s-a uitat, nu știu. Mai ales că suntem la baza Muntelui și Muntelui Mic. Suntem, uite, domnul Manuel Munteanu spune succes, confirm ceea ce ai spus, drag Arin, este singurul vinovat că am revenit în politică. Deci la urmă poate să mă cer. Așa este. Mulțumim frumos, domnule Arin Ispas, dumneavoastră nu vă dați bătut, ceea ce am și văzut că ați răspuns la comentarii aici live la noi. Și dumneavoastră sunteți foarte conștient, îmi spuneați mie înainte de emisiune că e normal să-ți dorești, pentru că de-aia vrei să candidezi, de-aia vrei să dai tot ce e mai bun din tine. E normal să-ți dorești acest lucru, dar în același rând trebuie să fii cu capul pe umăr și să fii realist vis-a-vis de candidații care sunt la primăria municipiului Caransebeș și de ceea ce se poate strânge ca scor final după 9 iunie. Spun un secret, nu poți să rezici 26 de ani pe o piață atât de dură cum este piața proiectării, promițând și neținându-te de cuvânt. De a rezistat, pentru că n-am avut gogoși la nimeni, clienții mei au plecat mulțumiți, bineînțeles, finalul putând să-i apuca de lucru și, bineînțeles, nu i-am păcălit, domnule, nu că se poate, dați voi banii că vedem noi ce facem. Am preferat să nu-i păcălesc. Dacă era așa, erau oameni aici în comentarii care v-au acuzat de una alta. Am preferat să nu-i păcălesc, că s-au fost mulți care n-au auzit ce le place, deci nu le-am cântat la ureche și nu le cânt nici în zi de astăzi clienților ceea ce vor să audă. Ei trebuie să fie consiliați exact cum trebuie și să înțeleagă ce se poate și ce nu se poate. Deci vorba este contract, mai zicea cineva, dar... Ați vorbit noastră și încheiem cu acest lucru, da, pentru, pentru că am de la 9 mai avem un invitat în studioul nostru, Oameni și Fapte, dar nu din Caransebeș, de la Turnul Ieni, candidat independent, ne așteaptă domnul Ionic Antonescu. Dar vreau să spun doar atât, săptămâna asta muncim de zor și noi ca și jurnaliști, pentru că vrem ca oamenii să cunoască toată realitatea, toți oamenii care sunt implicați în această campanie, care și-au pus sufletul și banii, de ce să nu spunem acest lucru, pentru că nu e ușor, trebuie să fii foarte calculat și sunt niște standarde pe care trebuie să le respecti pentru a da tot ce mai bun din el și pentru a aștepta în același timp, în 9 iunie, răsplata oamenilor care vă urmăresc. Și pot să cearnă toate informațiile astea care vin din presă, din spațiu public, de la emisiuni, de la interviuri, ca să știe exact pe cine să pună.
pună ștampila de vot în 9 iunie. Mâine avem alții doi invitați. Îl avem pe candidatul la funcția de primar din postura de independent, pe domnul Marius Damian, de la ora 21. Și înainte de domnul Damian, de la ora 20, o să vedem cum se împărțim, poate punem 19:30, să lăsăm o marjă să mai trag și o sufletul și să-mi dreg vocea. Și colegul Doru să-și încarce bateriile la tot ce înseamnă aparatură tehnică aici. Pe domnul Silviu Hurduzău, este candidatul PSD la funcție de președinte al Consiliului Județean Cara Severin. Astăzi am avut pe domnul Dunca. Încercăm să vedem de ce caransebeșenii trebuie să știe exact pe cine să pună votul în 9 iunie. Domnule Arin Ispas, vă mulțumesc frumos, mulțumesc pentru sinceritate și mulțumesc pentru că, iată, ați răspuns oamenilor la comentarii fără nicio problemă. Și săptămâna viitoare ne întâlnim din nou la ora stabilită, datorită colegului de independent de la Turnurieni, ne limităm emisiunea, dar totuși mi-aș dori să vină domnul Rujan într-o emisiune singur și să ajungă la performanța primarului și a mea de 2 ore jumate. Să-și spună de data aceasta singur ce dorește să facă din funcția de primar. Nu, i-am avut contract cu toată lumea, mai puțin cu domnul Pepe Pasăre, care a ales altă opțiune de a se promova. Este, așa cum spuneam, este decizia dumnealui. Însă eu vă aștept pe toți miercuri la ora 12, a facem să fie live pe zi într-o sală frumoasă de casă de cultură, pe o scenă cu foarte multe reflectoare, să lumineze frumos și să putem face o emisiune în așa fel încât oamenii să tragă concluzia finală, pentru că ne apropiem de finalul, nu suntem pe ultima 100 de metri săptămâna viitoare, final de campanie. Oamenii trebuie să fie informați, așa cum spuneam. Mulțumesc frumos, ne vedem săptămâna viitoare, frumos. Toate cele bune, dragi prieteni. Ne vedem prima oară marți la ora 20. Așa este, marți la ora 20. Dumitru Gabriel, sigur. Mulțumim frumos și noi revenim în câteva momente.